Bună dimineața, bună ziua, doamnelor și domnilor, și ne face o plăcere deosebită să vă avem ca și oaspeți astăzi la un eveniment foarte important pentru Vodafone și pentru industria de telecomunicații din România. Lansarea serviciilor în bandă largă în tehnologia UMTS 900 este o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor de date mobile și suntem deosebit de onorați să fim primul operator care lansează aceste servicii nu numai în România, ci în întreaga Europa. Deci este o premieră care are loc nu numai la nivel național, ci și internațional. Cu siguranță că cu toții am ajuns să folosim aceste date și această lansare are pentru noi Vodafone o importanță deosebită, pentru că în aceste zile sărbătorim 5 ani de când am lansat, tot în premieră, în România, serviciile 3G. Și bineînțeles că pe acea vreme era Conex, astăzi Vodafone, am continuat să fim liderul în inovație în această țară și să ducem această industrie într-o direcție în care nu a mai mers nimeni până acum. Suntem foarte mândri să spunem că există un capitol în care România este în topul clasamentelor și că este prima țară din Europa unde prin rețeaua Vodafone putem spune că avem cea mai bună și cea mai performantă rețea din Europa. Pot să vă spun că această investiție în acest serviciu a însemnat câteva zeci de milioane de euro, o hotărâre pe care am luat-o într-un an în care știm că economia României trece prin poate una dintre cele mai dificile faze și totuși Vodafone a hotărât să investească, pentru că suntem conștienți de rolul pe care îl jucăm în dezvoltarea acestei țări și în dezvoltarea economiei în general. Sunt multe, de multe ori primesc întrebări de la jurnaliști, de la colegi, de la alți conducători de companii care îmi întreabă, Liliana, cum se dezvoltă un asemenea serviciu? Cum, practic, sunteți atât de inovativi? Ce se întâmplă în Vodafone? Care este spiritul companiei, așa încât sunteți mereu în fruntea tuturor dezvoltărilor? Și pot să spun că acest lucru nu se întâmplă de azi pe mine, nu este accidental că suntem unde suntem astăzi, că suntem din nou primii care lansează, pentru că întreaga cultură a organizației noastre este bazată pe, sigur, foarte multă muncă, dar pe curajul de a merge pe drumul pe care nu a mai mers nimeni înaintea noastră și cred că pe foarte multă pasiune. Astăzi vom lansa aceste servicii prin care 90% din populația României va avea de acum încolo acces la internet de mare viteză și rețeaua noastră va acoperi peste 12.000 de localități din România. În trecut erau discuți de 500-700, acum suntem în 10.000 de localități și cred că aceasta este ceea ce numim o schimbare uriașă pentru această industrie. De asemenea, calitatea rețelei este ceva care îți dai seama de ea doar că nu funcționează. În urmare, faptul că clienții noștri au acces la cea mai performantă și cea mai modernă rețea este pentru noi un lucru bineînțeles, pentru că calitatea și inovația merg mână în mână. Dar pentru că vorbeam de anumitele etape pe care le-am parcurs în ultimii 5 ani de zile, cred că dacă ne uităm de unde am pornit în aprilie 2005, când lansam serviciile 3G și toată lumea vorbea de un viitor luminos al acestor servicii, pe măsură ce timpul a trecut, am văzut diferitele etape pe care am trecut ca și companie și etape pe care le-am împărtășit cu clienții noștri. Și astăzi suntem foarte mândri să spunem că avem viteze până la 21,6 de megabits pe secundă și, bineînțeles, această călătorie încă nu s-a terminat. Dacă ne uităm un pic ce înseamnă această realizare și harta aceasta era valabilă până în urmă cu câteva zile, aceasta era acoperirea pe HSPA Plus în spectrumul de 2100 de MHz și acesta a fost punctul de pornire în urmă cu câteva luni când ne-am hotărât să lansăm și să aducem o acoperire pentru 90% din populația României. De astăzi, harta României arată altfel. De ce? Pentru că toate zonele roșii sunt acum zonele unde avem acoperire de mare viteză și unde toți utilizatorii noștri se vor putea loga în internet și să folosească această rețea cu
cele mai bune urări ale noastre. Petele pe care le vedeți cu orașele mari sunt cele, sunt orașele unde avem viteza de 21,6 megabits pe secundă și conceptul pe care îl avem este acela de a avea insule de mare viteză într-o mare de 7,2 MHz pe secundă și probabil că această hartă va continua să evolueze în anii care vor urma și vitezele pe care le vom oferi în anii care urmează vor fi cu siguranță mult peste ceea ce avem astăzi, dar la ora actuală este ceea ce aș numi best in class. Și dacă ne uităm la ce avantaje avem de pe urma acestei rețele, cu siguranță că cei care vor beneficia sunt utilizatorii noștri existenți, mai ales clienții corporatiști, pentru care prezența la nivel național, accesul la nivel național la date, eficientizarea operațiunilor va fi foarte importantă și mai ales în aceste vremuri când toată lumea se gândește cum pot să devin mai eficient, cum pot să-mi ajustez costurile așa încât să nu afectez calitatea serviciilor, Vodafone este alături de clienții noștri tocmai pentru a le oferi aceste servicii. De asemenea, pentru clienții individuali, persoane fizice, ei vor putea folosi aceste servicii acum când sunt în concediu, când vor fi la munte, la mare, oriunde doresc să le folosească, să rămână în contact cu prietenii lor, prin rețelele media, prin social networking. Toate aceste lucruri sunt acum posibile în cele mai multe locuri din România. Astăzi anunțăm încă o noutate și acest lucru este lansarea serviciilor preplătite, cartela internet, pentru serviciile de date. Și această inovație este deosebit de importantă pentru că știm că există un întreg segment de clienți care spun eu nu doresc să cumpăr acum o carte de date, să-l folosesc, să am practic o subscription, deci un contract pe care să-l plătesc în fiecare lună. Poate pentru că nu sunt un utilizator care îl folosește în fiecare zi, ci sunt doar ocazional și acești clienți au alte nevoi. Prin urmare, am creat un produs nou pe care colegul meu, Carsten, îl va prezenta, dar pe care suntem foarte mândri pentru că acest produs deschide o întreagă paletă de servicii și utilizări pentru o mare parte din populația României. Și avantajele lor sunt că vor putea să facă surfing sau browsing al internetului cu viteze până la 21,6 megabits pe secundă. Acoperirea va fi de 90% din populația țării și, după cum spuneam, sunt pentru clienți care pot să aibă astăzi un acces fix, poate prin cablu, poate prin DSL și spun când plec la mare, la munte, la părinți, la prieteni, am nevoie de un alt mod de a mă conecta, care este cu nevoi speciale, ocazional, și pentru acești clienți oferim de acum carte la internet, așa încât să poată să aibă acces la serviciile de internet.